CS Mioveni a intrat într-o nouă etapă a pregătirii de iarnă, după ce a terminat cantonamentul montan de la Sinaia. Flaviu Stoican, tehnicianul galben-verzilor, a declarat că jucătorii s-au pregătit foarte bine până acum. Am terminat un cantonament la Sinaia, unde am făcut doar antrenamente fizice, bazate pe alergări și pe forță. Dar important este că am reușit să-l ducem la bun sfârșit. Mă refer la faptul că toți jucătorii au fost valizi din punct de vedere clinic. Continuăm aici ce am început la Sinaia. În schimb, o să trecem și la antrenamente cu mingea, o să avem și câteva amicale. Sper să, atunci când începem campionatul, să ne găsească într-o formă maximă bună. Brazilianul Aiza, Drăgălina și probabil Mihai Vintilă sunt jucătorii care vor rămâne în lotul pentru retur, însă nu sunt excluse și alte achiziții. Momentan și concret până la momentul de față l-avem pe Aiza, care este un jucător care a mai evoluat la noi, un jucător de care avem mare nevoie și un jucător care cred eu că o să facă diferența. Faptul cum se pregătește, jos pălăria pentru el. Pe ultima 100 de metri am reușit să-l aducem și pe Drăgălina, un jucător care în sezonul trecut a evoluat la CS Severin, o echipă în Liga 1. Sperăm să se integreze cum trebuie la noi în echipă, să ne ajute, pentru că avem mare nevoie. Athletic Bradu și Chindia Târgoviște sunt adversarii din amicalele fixate pentru această săptămână, dar până la începerea returului vor mai avea loc și alte partide.